Iriedur l-a investit într-un teren aflat în apropiere de baza de agrement Crizantema din Târgoviște. În apropiere a construit o sală de sport, iar pe acest teren plănuia să ridice un hotel. Planurile sale mărețe au fost însă date peste cap de primăria Târgoviște. Administrația locală s-a gândit să construiască o stație de pompare a apelor uzate chiar la 50 de centimetri de terenul său. În această stație ar urma să ajungă toată apa menajeră și canalizarea din oraș. În aceste condiții, omul de afaceri nu mai poate primi aviz pentru ridicarea hotelului. În plus, spune el, zgomotul și mizeria vor invada zona. În urmă cu 6 luni de zile am anunțat autoritățile, executivul primăriei, și le-am adus la cunoștință că au de gând să facă aici o stație de epurare sau de fosa septică a județului, a orașului. Au greșit când au dat nivelul la canalizare și pun 2 pompe de reciclare a apei. Lucrul care pe mine mă afectează, nu pot să mai construiesc pe acest teren. Ce intenționați să construiți? Aici vreau să fac un hotel. Și nu pot să iau autorizație de construcție, că după cum bine știți, legea urbanismului nu îți dă voie să construi. Mirosul, gălăgia, esteticul, sunt lucruri care o să mă afecteze. Nu m-au chemat când au luat avizul de la mediu, nu m-au chemat la discuții, nu m-au întrebat dacă sunt de acord cu această construcție. Deci noi, proprietarii privați, când vrem să construim ceva, trebuie să chemăm toți vecinii, dânsii au făcut un abuz. Omul de afaceri a cerut explicații la primărie și chiar a făcut o adresă, dar de mai bine de jumătate de an nu a primit niciun răspuns. Firma, care s-a apucat deja de săpături pentru stația de pompare a apelor uzate, a spus că are avizul primăriei și i-au pasat un document. Mai mult, ca să sape, aceștia au pătruns cu utilajele și pe terenul său, pe care l-au transformat în cale de acces. I-am rugat să întrerupă lucrările, văd că au plecat cu excavatorul de aici, probabil că au dat peste cablu de electricitate, după cum se vede. Dar aștept să mi se rezolve această problemă, să nu mai continue, să ducă pompele mai departe, le duc la 20-30 de metri, dar nu la limita de proprietate. Omul de afaceri a mers și a depus o plângere și la Garda de Mediu Dâmbovița, în speranța că îi se va face dreptate. Acesta a reclamat abuzul făcut de primărie și anterior, însă fără nicio rezolvare. Dacă nu se vor lua măsuri concrete, investiția sa va avea de suferit.